Ești din comuna Scânteia? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean Iași pentru comunitatea în care și tu trăiești. Am acordat o finanțare nerambursabilă de 500.000 de lei pentru înființarea unei piețe agroalimentare printr-un program inițiat de administrația liberală de la Consiliul Județean Iași. Pentru elevii din comuna Scânteia, printr-un parteneriat cu guvernarea liberală, s-a achiziționat un microbuz școlar prin care asigurăm un transport sigur și eficient elevilor, oferindu-le șansa de a ajunge la școală în condiții optime. Cetățenii din Scânteia vor beneficia de rețele noi de apă și canalizare datorită fondurilor europene. Prin proiectul derulat de apa vital, locuitorii din Boroșești și Ciocârlești vor avea acces la finalizarea lucrărilor de construcție la rețele noi de alimentare cu apă și de canalizare. Pe lângă înființarea acestor rețele, se vor construi stații de pompare apă potabilă și apă uzată. Alte 39 de milioane de lei obținuți prin Programul Național Angel Salini vor contribui la implementarea proiectului de extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și alte 3 milioane pentru modernizarea drumurilor de interes local. Printr-un parteneriat cu guvernarea liberală am obținut 12 milioane de lei pentru înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în comunele Ciortești, Dobrovăț, Scânteia. La Scânteia aveți un primar harnic și gospodar, pe colegul meu, Mihai Darabană, împreună cu care vom dezvolta și mai mult această frumoasă comunitate. Pe 9 iunie, votați Mihai Darabană primar și echipa Partidului Național Liberal.